Bună dimineața, dragilor și dragilor, mulțumiților și stimaților, luni. Luni! Nu ne înțelegem? Luni, bre! Ca la muncă! Te treziști după două zile de... sau măcar o zi, da? De stat cu burta în sus. Ceasul sună disperat, isteric, ca o soacră. Trezește! Și primul lucru pe care îl auzi e... trebuie să mergi la muncă! Băi, eu mor! Deci... aș face, să mor dacă nu m-aș îmbogăți cu ideea asta, dacă și pune în practică. Aș face un ceas deșteptător care să te trezească la modul bună dimineața, iubitule. Da? O voce feminină, de importanță, masculină, dracu, ceva. Bună dimineața, iubitule. Ești minunat. Ești, să încep pozitiv, da? Ești frumos. Dar te aștept, nu mai zic. Și, da? Viril, trezește-te, e luni, 18 iulie, afară sunt 26 de grade, e frumos, rățuștele traversează strada, cocoșii nu au cântat anume ca să nu te deranjeze, până dimineața, nu frate, noi avem ceasuri care fac așa, să mor eu frate ceas, luni trebuie să merg la muncă, da? Și începi cu Hristos, lumânări, arhangheli, biserici, ca și bine să te trezești pozitiv, vesel. Bine, alții se trezesc mai rău, alții se trezesc mai bine. Cei care se trezesc mai bine de obicei sunt actorii de filme porno. Numai acolo se trezesc oamenii mai bine, la modul ăla. Astăzi este 18 iulie, dragilor și dragilor. Vin după două zile de... în sfârșit, după două zile în care am stat și eu cu... cum se cheamă? Burta? Burta în sus? Ce se întâmplă? De ce n-am net? Fără net îți mort. Am nevoie să bag în venă. Două zile cu burta în sus, am ieșit în să mor, dacă înțeleg ce se întâmplă. Nu am nicio informație. Așa. Două zile de stat cu burta în sus, două zile de condus prin niște locuri foarte frumoase, două zile în care mai de voie, mai de nevoie am ajuns din nou pe la Mănăstirea Giurgeni. O că ar fi extraordinară mănăstirea sau că m-aș da eu un vânt după... Da, hai frate, funcționează. M-aș da eu un vânt după mănăstiri sau biserici. Eu personal nici n-am intrat, am fost cu cineva apropiat, a avut treabă pe acolo și eu am stat să mă uit la peisaje. Nu știu ce se întâmplă cu Wikipedia în momentul ăsta. Trebuie să mai dau o dată căutare. 18 iulie. Că-i luni. Logic. Ce o să meargă lunea? Băi, picat netul sau ce sufletul lui Azor și Avramiancu împreună? Funcționează ceva în regulă. Nu știu aici. Așa, în fine. În acest weekend în care am stat și eu liniștit și m-am gândit că o să pierd legătura cu realitatea, ce se întâmplă? Lovitură de stat în Turcia, dita atentatul în Franța. Băi, ce treacu zic, nu mă lăsați să stau liniștit? Bașca nu știu ce accident iară pe la Tămășeni. Tu zi! Plec și eu de la muncă și atunci încep. Al treilea război mondial, extraterestri au venit și ne-au spus că există un Dumnezeu, că l-au întâlnit ei undeva în galaxie. O zi am stat și eu ca lumea. Mă, ceva nu e în regulă, nu îmi dau seama ce naiba se întâmplă aici, dar nu pot să intru pe Wikipedia. Și aș vrea să vă zic ce s-a întâmplat azi în decursul timpului. Dar asta e așa. Facem o variantă, încercăm o variantă nouă, da? 18 iulie. Ce bine să ai tastatură. Așa. Așa. De ce n-am mers din prima? Nu știu, am făcut exact aceeași treabă. Deci cam asta e. Un weekend. Două zile în care am fost plecat din oraș și atunci s-au întâmplat toate cele. Unde n-am avut acces la net. Bine, neamțule, dar ai avut acces ca să pui poze pe Facebook. Da, dar într-o oră jumate am ridicat o fotografie pe Facebook. Și atunci s-au întâmplat toate astea. Dita lovitura de stat în Turcia. Dita. Care a durat vreo 3 ore. Atele mers. Dita atentatul în Franța. Asta știu că era, s-a întâmplat joi noapte. Am discutat
vineri cu Dan Vasiliu la retrospectiva săptămânii despre asta. Dar ca idee, da? Vi s-a întâmplat vreodată, băi, știi, am să rup contactul cu realitatea, mă, să stau și eu liniștit. Te uiți să stai liniștit și atunci încep toate astea. Se schimbă guvernul. Începe al treilea război mondial. Brusc, bunicile nu mai zbiară la nepoți că trebuie să mănânce în continuu. Chestia e genul ăsta. Și te trezești luni, bă, dar ce s-a întâmplat? Toți cu barbă, nedormiți, da? Cu ochii băgați în fundul capului. Frate, n-ai văzut ce s-a întâmplat în weekend? Nu, frate, că am fost liber. Bă, ce prost ești, cum poți să fii pierdut de realitate? Cam ăsta și acum. De o vreme, știrile care încep cu 2016, 2015, 2014, da, pe Wikipedia, se referă la cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, un avion a fost deturnat și aruncat în aer în 2000, nu știu cât, cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața, pentru că trăim într-o, nu-i așa, într-o societate care pune pe primul loc, evident, siguranța cetățeanului. Controle peste controle. Practic, guvernul știe și ce ai mâncat, ce culoare ai avut când ai ieșit și de câte ori ai făcut sex cu nevasta ta sau altuia. Guvernele lumii, agențiile de informații știu toate astea. Și totuși, de când data în calendar a început cu 2, începe cu 2 de atunci, știrile principale ale zilei încep așa. De persoane și-au pierdut viața, un atentat terorist. Bună siguranță, faceți o treabă de milioane. Fantastic. Pe cât își doresc oamenii mai multă siguranță, pe atât încep așa. Cel puțin 7 oameni au fost uciși în urma unui atentat terorist cu bombă în 2012. În 2007, un Airbus A320 s-a lovit de o clădire a aeroportului din Sao Paulo, în urma căreia au murit 200 de oameni. Conflictul din Kosovo, cel puțin 110 albanezi au fost uciși. Astea sunt cele mai, da, mai încoace. Adolf Hitler, să trecem la chestii mai pașnice. Adolf Hitler a publicat manifestul său personal intitulat Mein Kampf în 1925 pe 18 iulie. Gata. Nașteri, Andreea Raicu, manechin și prezentator TV. Vin Diesel, actor american. Cine mai serbează ziua de naștere? Nelson Mandela, John Glenn, astronaut. Cine a murit? Scurtuți, da? Cine a murit? Thomas Cook. Bun. S-a născut Neagoț Juvara în 1916, istoric, diplomat, filozof, jurnalist și romancier român și francez. Bun. S-a trecut la sărbători, n-am înțeles exact de ce Neagoț Juvara. Da. Ne-am lămurit. Trecem la știri. S-a făcut un test pe un pod din Arad. Am scris parcă și pe Facebook undeva vineri, cu tot cu video, m-a amuzat și normal n-ar fi trebuit să mă amuze, dar sunt român, da? La Curtici au făcut ăia un pod. La Curtici au făcut un pod în locul unei pasarele de trecere peste calea ferată. Hai ca să lămuresc. Ăștia de la calea ferată au gândit ei, în locul trecerii la nivel cu calea ferată, da, unde își rupeau oamenii mașinile trecând peste calea ferată, cei de la CFR au reușit să facă o pasarelă, mă. Un pod pentru mașini. Bă, foarte mișto idee. Lucru care ar trebui preluat poate și de municipalitatea locală, Roman, în colaborare cu cei de la CFR, lucru care e practic imposibil. De ce? Pentru că un simplu 3 metri de cale ferată și de europeană modernizată a durat mai bine de 15 ani. Da? Știm cu toții că îți rupi mașina mergând spre Iași, unde? La trecerea de nivel, la nivel de cale ferată,
spre Iași. Îți rup mașina acolo. Deci ce? Pentru că îți hârtoape bre, îți gropi. Da? Mergi cu mașina și la un moment dat ăla din fața ta dispare. Frate, atunci știi că ai ajuns la calea ferată. Pentru că vorbim de CFR. CFR-ul încasează, dar nu dă nimic înapoi. Dar nu se predă. Corect? Și într-o perioadă, primarii Romanului, cred că de la Otto Mayrhofer încoace, se tot vorbește de niște pasarele, de niște poduri, mă, ceva, să facă o chestie. Deși am prezentat iarăși pe Facebook modalitatea prin care canadienii au reușit într-un singur weekend să facă un tunel pe sub autostradă, întrerupând circulația o singură noapte. Unii oameni gândesc, unii oameni sunt interesați, unii oameni chiar vor să meargă treaba repede. Da? Oamenii ei au întrerupt canadienii circulația o singură noapte și pe sub autostradă au adus un tunel gata făcut. Nu știu dacă mă înțelegeți ce zic. L-au adus gata făcut pe trailere, bre. Au intrat cu... Au decupat... Asta e strada, da? Au decupat în jos, evident, și autostrada s-a dus dracului și a rămas deal așa. În gaura asta au băgat tunelul, au turnat pământ, beton, asfalt și dimineața se putea circula. Foarte tare. La Roman, ieșirea spre Iași, de 15 ani se vorbește de modernizarea trecerii la nivel de cale ferată pe europeană spre Iași. Evident, nu municipalitatea are prioritatea acolo, n-are ea cu ultimul cuvânt de zis. Locul ăla, locșorul ăla, ține de CFR. Da, ține de CFR. Dacă trenurile CFR merg ca curul, imaginați-vă cum merg deciziile. Cum merge procesul de luare a unei decizii. E, dacă trenul care e făcut, construit, cu dedicație, nu face nimic altceva decât să meargă pe șine, trenul merge atât de prost, cam cât de greu e mecanismul luării unei decizii la căile ferate române. De aceea, de 15, eu zic 15 ani, dar s-ar putea să fie mai mult, de 15 ani se chinuie oamenii ăștia să scormonească o idee ca să astupe niște gropi. Da? Ei, și niște oameni de la Mayrhofer încoace, probabil, hai ca să fiu cinstit, de la Gheorghe Gheorghiu Dej încoace, se chinuie cu niște idei, bă, ce-ar fi să facem niște poduri peste calea ferată? Și în momentul ăla capul vostru de pereți, adică europeana să aibă o rampă și o coborâre, da? Mare brânz un chil de caș, e mare brânz un chil de caș pentru mine. Ca să faci ceva de genul ăsta, să trebuie niște bani. Și niște aprobări, de unde? De la CFR, că treci peste jucăria lor, care, abia v-am spus, CFR-ului îi ia 500 de ani să ia o decizie. Și încă 500 de ani ca să aprobe și încă 500 de ani ca să fie de acord și încă 500 de ani și e așa, în mileniu 7000 o să se rezolve chestia când alte țări vor avea mașini zburătoare și autostrăzi electromagnetice cu laser și așa mai departe, o să reușim și noi să avem trecere peste calea ferată. Domnilor, eu vă dau o sugestie și mai bună. Decât să treceți peste calea ferată, treceți pe sub calea ferată. Pe sub, bre, ăștia de la Piatra Neamț au reușit să facă porcăria la turnul lui Ștefan acolo și au lăsat și pasaj pietonal, loc de pietonal și au făcut și tunelul ăla și au rezolvat. Și circulația se vede că e mai ok. Nu e așa de mare brânză. Da? Faceți o deviere tot traficul pe centură care merge pe europeană. Opriți și oamenii să vă înjure o jumătate de mileniu cât o să dureze lucrarea, că na, noi ca români avem două viteze, încet și aproape deloc, când e vorba de lucrări. N-am să dau din nou exemplu canadienilor care au făcut un tunel pe sub autostradă într-un weekend, pentru că noi așa, noi nu suntem canadieni, noi suntem români. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci, stăpâni, și pe veci, asta înseamnă că avem timp gârlă la dispoziție, deci nu ne grăbește nimeni. Da? Dar jumătatea de mileniu sau măcar 4 secole, 15, 20, 100 de secole, cât o să 100 de secole, da? Cât o să dureze, se poate face de la gară pornind o coborâre ușoară și până la nivelul ăla de cale ferată poți să faci un tunel, frate.
și să treci pe sub calea lor ferată și să te doară la bascăre ce se întâmplă mai departe. Și vorbim de calea ferată pe care trece Fantasticul Expres de Buhăiești, atât, că e singura garnitură care trece pe acolo, Expresul de Buhăiești. Nu știu dacă mai circulă ceva pe liniuța aia. Acolo s-ar putea face inclusiv cu cale ferată care să fie ridicată și coborâtă când trece, o dată pe zi trece trenul ăla. Nu, de două ori, că e o dusă și o venită, da? Faci cale ferată și o ridici. Ca podurile care se, da? Trece trenul, ridici calea ferată și dă liber, frate, la circulație, că circulația pe europeană este fantastic de multă, dar trenul ăla trece de două ori pe acolo și trece cu exact un kilometru pe oră, că vorbim de CFR. Deci nu e o problemă pentru trenul ăla că va deraia, Doamne ferește. Nu, trenurile CFR nu deraiază niciodată. De ce? Pentru că e imposibil să deraiezi stând pe loc. Nu se poate. Trebuie să existe o mișcare. Deci nu vă faceți griji că se întrerupe cumva cale ferată. Trenul ăla, dacă stă pe loc, el n-are cum să dereze. Și vorbim de expresul, trenul viteză, bre! Expresul de Buhăiești. Pe acolo trece. Care e posibil, nici dacă se aruncă el singur să capete brusc o conștiință, trenul ăla nu poate deraia. De ce? Că stă pe loc! Că-i CFR-ul, ce viteză. Ori dacă merge cu 5 cm pe oră, iarăși nu poate deraia. Decât dacă îl împinge cineva. Băi, am început să auzi zgomote ciudate prin pereți, ori ne umblă șoareci pe aici, ori e să trăiești naivie. Posibil. Așa, și-au făcut ăștia la curtici, că de aici am plecat, frate, și am vorbit o jumătate de oră despre Roman. Ăștia de la curtici au făcut ei un pod peste calea ferată și l-au făcut așa de bine încât nu se poate circula pe el. De ce? Curbele sunt atât de strânse ca să intri de pe o parte și pe alta, da? Două camioane nu pot trece pe acolo, nu pot să ia virajul în același timp. L-au gândit atât de bine încât arhitectul respectiv, proiectantul respectiv și constructorul ar trebui puși în fața camioanelor și călcați cu ele. Dar pentru că la noi legea este făcută doar pentru ăștia proști, legea e egală, dar nu pentru căței. Da? Legea e egală pentru ăia. De sus, noi ăștia de jos avem o lege separată. Dar proiectantul și așa mai departe, ăia nu o să pățească nimic. De ce? Pentru că s-a făcut lucrarea deja, doar nu o să o strice. Toată perioada în care lucrarea aia a fost în construcție, n-a venit nici dracu să se intereseze și să vadă, bă, frate, dar într-o curbă așa de strânsă nu poate intra într-un un camion, o mașină mică, dar aminte de un tir, mai vorbim, da? N-a venit nimeni să se intereseze la final, când au început efectiv să facă testele și au dat seama că, bă, frate, nu încap două mașini. Cum virează oamenii ăștia? Acum, când e gata, da? Nu se poate circula pe acolo o grămadă de bani europeni, evident, de aia e și doar la bască, că-s banii europeni, trebuia băgați în ceva. Cheltuiți inutil. Camioanele, tirurile și utilajele agricole au creat marți, vorbesc de știrile de săptămână, da? Blocaje în trafic pe un pod nou din cartierul Curtici în Arad, în cursul unui test prin care CFR a vrut să convingă autoritățile locale că podul care este finalizat încă din toamna lui 2015 poate fi folosit. Da, de către pedeștre. Pasajul a fost construit în toamna lui 2015 peste liniile de cale ferată de la granița cu Ungaria, aflate pe coridorul pan-european 4. În locul trecerii la nivel cu calea ferată s-a construit acest fantastic pod care nu poate fi folosit în acest moment fiind închis, pentru că s-a constatat că mașinile mari și utilajele agricole nu pot urca, deoarece nu există loc de viraj. Primarul Curtici, Bogdan Ban, nume predestinat, care a fost și viceprimar și primar interimar înainte de alegerile din iulie, a cerut CFR-ului un audit realizat de către Autoritatea Rutieră Română, care să certifice faptul că pasajul prezintă siguranță în circulație. CFR a făcut însă marți un test prin care a încercat să demonstreze că după o ușoară lărgire a drumului de la un capăt al podului realizat în acest an, circulația se poate desfășura fără probleme. În cazul testului de marș, circulația tuturor mașinilor de la vechea trecere de nivel cale ferată a fost deviată peste noul pod timp de 2 ore. Ce s-a întâmplat? Nu s-a putut merge.
s-a blocat circulația. Eu am văzut niște imagini, probabil că le-ați văzut și voi, cu două tiruri care unul din ele a trebuit să urce practic pe trotuar și să ia balustrada în lateral, că nu putea vira, în timp ce al doilea, trecând în sens invers, a ieșit în câmp ca să poată la virajul. Că vorbim de tiruri. N-a costat decât 280 de milioane de euro. Este reabilitarea tronsonului de cale ferată 4 pan-european. Da? Trebuie să facem tot posibilul, spune Bogdan Ban, în cor, împreună cu deputatul PNL Eusebiu Pistru. Trebuie să facem tot posibilul pentru a găsi soluții pentru fluidizarea circulației și finalizarea acestui proiect, deoarece există riscul să pierdem banii care s-au alocat acestui proiect. Da? Autoritățile locale sunt nemulțumite pentru că e prea aproape de gară. Agricultorii sunt supărați, nemulțumiți, pentru că modul în care a fost construit podul nu le permite să treacă cu utilajele agricole în partea agricolă a zonei. Cetățenii sunt nemulțumiți pentru că s-a făcut o treabă de tot rahatul. Uniunea Europeană, dacă ar ști exact care e situația, ar fi nemulțumită. Deci e nemulțumire pe plan general, dar măcar există un pod care va fi folosit pentru bicicliști. Că bicicliștii vor putea să vireze acolo. Fantastic! Bine ați venit! Suntem de la, chiar la intrare în România. Bună ziua, de unde sunteți? Din Franța, bre, din Germania, din Irlanda, nu, da, ok, din Irlanda, din Norvegia, din Danemarca. Dar și ce faceți în România? Încercăm să virăm. Frumos, ce? Bună ziua, v-ați întors în țara de origine. Da, sunt din nou în Danemarca. Ce ați văzut în România? Să mor dacă am reușit să văd ceva. De ce? N-am reușit să trec de curtici. A rămas acolo și acum am lăsat mașina acolo. Unde? În curbă. Că nu mai pot să scot. Și m-am întors în țară, în Danemarca, am văzut și România de la distanță. M-am uitat așa și am zis, bă, frumoasă România asta, hai să ne întoarcem. E de ajuns să trăiești, tovarășe, domn, nene, bre, bădiță. Altă pagina noastră. Ce e pagina noastră? Uite. Păi dar nu pot să mă uit, bre, că-s pe altă pagină, acum să mijloc emisiunii, o să mă uit pe pagina noastră. Ce e pe pagina noastră? Uite. Nu mai avem pagină. Ba, unde? Pe Roman 24, pe Facebook? Da. Vai ce închiură emoțiile. Ia mă să mă uit, dacă mă uit degeaba pe Facebook. Păi, te-am păcălit o vreodată? Da! De mai multe ori. Mă uit. Vreți ce-mi facem eu omul ăsta? Eu zic că la muncă, fac o emisiune normală cu știri. Mă uit pe pagina noastră de Facebook. Ce, s-au mărit salariile? Ha! Nu. Nu al meu. Roman 24 online live stream. Fai de capul meu, serios? Da, acum, primit. De ăștia de la fan curier, când ți le trimit, ți le aruncă în avion sau le-ai cerut par avion? O să mă duc la ei la sediu, dar nu știu, deci puteam să le aud pe european. De curiozitate, nu. Nu am să dau detalii. Mă interesează, ai de capul meu, frate. A primit omul un pachet, da, prin fan curier. Pachetul e varză. Întrebarea, fără să-mi zici ce, electronice? Nu. Ah, din fericire. Din fericire. Cum să arătăm așa? De ce au făcut? L-au ținut sub roată, că nu mai avea loc în mașină și l-au legat de roată și așa au venit cu el? Vreau să-l împachetez, da. Cum să arătăm așa un pachet? Mă, nu pot să vi-l arăt. Intrați-vă pe Roman24 online pe Facebook și vedeți cum arată un pachet trimis prin fan curier. Dar poate nu-i vina fan curierului, da? E vina lui Dumnezeu. Că el a făcut hârtia, bă, dar ce fel. Nu! Bun, da. Frumos, nu e prima oară când văd oameni care se plâng de curierat. Mulțumesc, da. Nu e prima oară când văd oameni care se plâng de curierat. Am văzut ăștia de la Atlasib într-o perioadă și nu pot să vreau să le fac reclamă negativă. Încărcare, descărcare de pachete din Spania. Se ia pachetul și se aruncă în camion. Ce era în pachet? Un televizor. Să mori tu că așa trimiți pachete. Sper că între timp oamenii ăștia, că între timp oamenii ăștia și-au schimbat modalitatea de încărcare. Fuck. Deci așa arată un pachet. Varză. Chiar serios, aveți probleme de genul ăsta? Curier? De ăștia, transportator de pachete, cum se cheamă? Coletărie? Păi așa fac toți? Există, știți că s-a dat bacalaureatul, există licee în România în care directorii au motive să fie mândri.
promovabilitate mare, medii frumoase, da? Există licee în România în care directorii nu știu de ce mai sunt acolo. Profesorii nu știu de ce mai sunt acolo. Elevii nu înțeleg de ce mai sunt acolo. Există un liceu în România, în Timiș, unde nimeni nu a promovat bacalaureatul în ultimii 6 ani. Pe locul întâi, în topul celor mai slabe unități de învățământ din țară, se află Liceul Tehnologic Agricol din Orțișoara, județul Timiș. De 6 ani de zile, niciun elev de aici nu a reușit să treacă examenul de bacalaureat, conform rezultatelor publicate pe bacalaureat.edu.ro. Dintre cei 8 absolvenți înscriși anul acesta la BAC, 6 nu s-au prezentat, 2 au fost respinși. Bine, bă, corect, când ai 8 absolvenți de clasa 12-a, 8, ce dracu BAC poți să te aștepți? Bună ziua, bă, liceul de la Orțișoara, liceu agricol, mare, acum fac și eu, că sigur vă gândiți la liceul agricol Ionescu de la Brad. Mare prostie că oamenii nu se înscriu acolo. Și nu spun neapărat că e fantastic nivelul de predare sau... E un liceu subfinanțat la care elevii nu vor să meargă, nu mă întrebați de ce, pentru că eu am tras acolo ca magnetul. Băi, ăștia de clasa 8-a care vreți să intrați la liceu, sincer vă recomand liceul agricol Ionescu de la Brad. De ce? Are cele mai faine locuri de chiul. Măcar pentru asta, nu mai zic că băi, dotați, că au fermă, că ești cu o meserie în mână. Una este să ieși teoretician de la Roman Vodă, om de teorie de la Roman Vodă, care iarăși nu încerc să-i, căruia nu încerc să-i iau, să-i pătezi imaginea, nici pe departe. Corect? Dar alta este să ieși asistent veterinar, bre! E, gândiți-vă la financiar vorbind. Da? Majoritatea oamenilor se mută spre mediul rural, se mută spre țară, spre sate, spre comune, unde vrei, nu vrei, vei avea 5 găini, un cățel, 3 pisici, dacă nu chiar porci, cai, că, na, vedeți și voi, oamenii se îmbogățesc unii și se mută la țară unde își fac herghelie, că îi ține buzunarul. Și la cine se apeleze să le facă vaccinurile și să le facă controlele? La teoreticianul de la Roman Vodă? Nu! La cineva de care a terminat un liceu agricol. Acum, serios, la modul ăsta m-aș gândi, să am un copil în clasa 8-a, în momentul ăsta, l-aș povățui, n-am cum să-l forțez, că, da, nu-i problema mea, l-aș povățui spre un liceu de genul ăsta. Vedeți că oamenii se axează din ce în ce mai mult pe pământ. Oamenii încep să-și dea seama că lucrând într-o corporație 12-14 ore pe zi nu îi ajută financiar vorbind. Foarte mulți se mută în mediul rural, lasă orașele ca să meargă la comune, la sate, unde vor avea 2 meri, un păr, nu cred că gutui, dar 5 rânduri de vie, că suntem români, fără astea noi murim, 3 straturi de ceapă. Una este să termin limbi străine la Roman Vodă și să speri pe mai departe că te va scoate om cu o carieră, o facultate pe care o alegi, alta este să ieși cât de cât pregătit în protecția plantelor după 4 ani de liceu și să ai meseria deja în mână. Financiar vorbind, vei începe să câștigi bani cu BAFTA necesară după doar 4 ani. Nu mai trebuie să aștepți să faci masterat, doctorat, etc. Punctul meu de vedere. Deci nu înțeleg de ce sunt atât de subapreciate, de subevaluate liceele agricole, bre. Toată lumea trage să-și facă acum o asociație agricolă, să-și bage pământul într-o asociație, să fie proprietar de terenuri. De ce? Pentru că de aici ies banii. Nu poți să câștigi la loterie sau la pariuri sportive în fiecare zi. Și totuși sunt subapreciate liceele agricole. Nu înțeleg de ce. Mie îmi pare rău că nu l-am terminat pe al meu. Când am fost la Ionescu de la Brad, am făcut marea tâmpenie să plec de acolo și să mă duc unde? La teoretic, frate. Că nu-i așa, era rușinos să fii la liceul Ionescu de la Brad. Unul dintre cele mai faine licee pe vremea aia, între timp săracu a rămas. Asta este, subfinanțarea, aș spune cuvântul. Dar pe vremea când eram eu, imediat după 90, ăla era un liceu, bre. Liceu?
plin internatul ăla de elevi. Deci, cum vă spuneam, pe locul întâi, în topul celor mai slabe unități de învățământ din țară, se află Liceul Tehnologic Agricol din Orțișoara, din județul Timiș. Din cei 8 absolvenți înscriși, 6 n-au mai venit la examen, 2 au fost respinși. Doar 66,7% dintre absolvenții clasei a 12 au obținut notă de trecere la bacalaureatul din acest an, conform notelor afișate în marți. Contestațiile au fost depuse și au rămas depuse. Cum e de 6 ani chiar nimeni, mă? Nimeni? Parcă aș fi eu. Eu dacă aș sta 6 ani să dau în fiecare an bacalaureatul, aș pica de fiecare dată. De ce? Nu s-a prins de mine. Aș fi preferat să stau acolo la liceu agricol și să învăț. Uite, ieșeam cu carnet de conducere. Făceam și protecția plantelor, mi-aduc aminte, cu doamna Lamach. Zic bine? Lamach, da. Protecția plantelor, bre, mi-aduc aminte că m-am dus prima oară la bunicul și am zis de rotația culturilor. S-a uitat la mine cu o față, bă, dar tu îmi spui mie ce să fac. Lasă, și că teoria ta de la liceu de acolo e bună. Eram în clasa a 9, abia abuzisem ce e rotația culturilor. Da? Și zic, bă, poate ar trebui să pui nu știu ce în loc de nu știu ce. S-a uitat la mine, bă, copile, pleacă de aici, că ți-o trage o sfeclă la ureche. Dar tu zici mie ce să pun, dar bunelul făcea aceeași chestie. Da? Protecția plantelor, foarte fain de... Foarte, foarte fain. Chiar că dacă ar fi să mă duc să-mi termin liceul și să fac seral, că numai așa mai pot și eu să-mi termin liceul, să ajung la bacalaureat, la liceul ăla m-aș duce, la Ionescu de la Brad, dacă nu știu dacă au seral. Seral fără frecvență și sau învățământ de la foarte mare distanță, că n-aș ajunge pe acolo cu siguranță niciodată, că mi-am jurat să nu mai intru într-o unitate de învățământ, așa de dragi mi-au fost mie liceele. Dar vi-l recomand vouă. Îmi pare foarte rău să aud că liceul ăla nu mai merge cum... că nu sunt elevi. Și că e concepția asta cumva greșită, că acolo ajung toți cei care n-au intrat nicăieri în altă parte. Foarte mare greșeală. Foarte mare greșeală. Cea mai vândută mașină în România ultimilor 5 ani este... Vă țineți de brăcinari? Nu, frate, nu e BMW. Deși vedem din ce în ce mai multe. Unde? Pe locurile de handicapați, în curbă și pe contrasens. Nu știu de ce s-a creat imaginea asta că dacă ești șofer de BMW și șofer nesimțit. Nu știu de ce, dar parcă ăștia sar în ochi, sunt mai vizibili, da? Unde găsești un loc de, cu persoane, de parcare cu persoane, pentru persoane cu handicap, clar vei găsi un BMW. Nu o Dacia Logan, nu mai știu eu ce, un BMW. Este. Dacă e aici, la hotel, la Gulliver, da? Profi, cum se cheamă acum, unde sunt alea locurile hașurate pe care n-ai voie să parchezi, clar vei găsi parcat un BMW. Pe trecerea de pietoni, și acolo vei găsi parcatul. De ce? Pentru că e cel mai aproape de ușa magazinului. Și n-ai vrea șoferul de BMW să meargă pe jos, mai mult decât e necesar. El ar intra cu mașina și în supermarket să-și facă cumpărăturile, da? Îl obligă legea să meargă pe jos. Deci nu BMW-ul este cea mai vândută mașină din România. Nu, în ultimii 5 ani. Este Skoda Octavia. Skoda Octavia! Cel mai bine vândut de import din România, spun cei de la promotor. Cu un număr de peste 20.000 de unități livrate din 2011 până în prezent, Octavia a devenit preferatul românilor în ceea ce privește modelele importate. Mai exact, vă zic pe ani, n-are rost, mii. Anul acesta, peste 2.300 de români au devenit deja proprietari de Skoda Octavia. Pentru a aniversa această reușită, Skoda a realizat un spot video special. Bă, frate meu avea Skoda, dar nu știu dacă era Octavia. Când mă pricep la mașină, mi s-a părut puternică mașina aia. Ce nu mi-a plăcut, parcă sunt pedalele prea sus, nu? Ambreiajul și frâna sus a dracului. Trebuie să ridici piciorul cu totul ca să ajungi la pedalele. Cât mă pricep eu sunt obișnuit cu pedalele de la a mea. De la Clio meu, care pedalele mele oarecum rupte ele, da? Și atârnă aproape de podea, probabil de asta. Am mers cu Skoda lui frate meu o dată sau de două ori și două chestii mi-au sărit în ochi și m-au scos din sărite. Una, n-ai vizibilitate în spate, că e fundul ridicat așa,
tu fiind aici cu vedere încolo, fundul e așa. Și nu prea ai vizibilitate încoace, da? Te stuiți obligatoriu în... Dacă dai cu spatele, trebuie să te ghidezi numai după oglinzi, după laterale. Ori eu sunt genul ăla care pune mâna și se întoarce, că așa am fost învățat la școală. Da? Asta m-a enervat odată, mai ales noaptea te omoară chestia aia, că nu vezi în spate. Și doi, chestia cu pedalele. Acum, păreri personale, mai departe, nu știu, poate voi vă gândiți, băi, motorizare, consum, nu știu ce dracu. Eu la astea nu mă pricep, așa că mie mi s-a părut ok mașina, Octavia. Dar nu știu dacă el avea Octavia, de fapt, da, Octavia cred că avea. În fine, între tip a vândut-o. Deci Skoda Octavia rămâne cel mai bine vândut model de import din România în ultimii 5 ani de zile. Niciodată sub 2900 de unități pe an. Ia bă să mă uit și eu. Nu l-aș schimba pe titică al meu, dar măcar să-mi fac o idee, Skoda Octavia. Au făcut ăștia, haide bre, mărește-te puțin. Belgia va avea o conductă cu bere lungă de peste 3 km. Mai țineți minte acum vreo 2 ani că v-am spus că nu știu ce oraș belgian are intenția să tragă o conductă cu bere de la fabrica producătoare locală până în centrul orașului? Au rezolvat-o, bre. Și am râs atunci și am zis, ia uite, într-adevăr, Belgia, vorbim de țară care n-are alte preocupări. Mai mult ne interesează pe Belgia, pe Belgica, decât să-și tragă bere. S-a rezolvat, mă. În condițiile în care, comparativ, în România, unii primari nu sunt în stare nici după două mandate să-și ducă la bun sfârșit ce au promis. Ăștia, anul trecut, da, uite, chiar am să mă uit prin arhivă, anul trecut au zis că vor face o conductă de bere și am râs și am zis că e o tâmpenie și au rezolvat-o. De ce? Pentru că interesează să fie cetățenii mulțumiți. Nu că le-ar aduce o mare mulțumire, dar măcar le aduce bere. O conductă cu bere subterană care să treacă pe sub străzile idilice ale orașului belgian Bruges. Bruges? Da? Visul este pe cale să devină realitate. Această conductă de bere, cu bere, lungă de peste 3 km, prin care răcoritoarea băutură, și că eu folosesc ca răcoritoare, da? Va ajunge de la fabrica de bere la uzina de îmbuteliat, începând cu luna septembrie. A, da, acum se duce doar până la fabrica de, până la linia de îmbuteliere, mă. Ei spuneau la un moment dat că vor să facă o fântână parteziană cu bere, adică orice om din oraș să poată bea bere direct de la țavă. Și probabil că vor face și chestia asta. Dacă totul merge conform planului, cantitatea de bere cât să umple 12.000 de sticle pe oră va curge prin conducta de sub Bruges, din centrul orașului medieval până la uzina de îmbuteliat care se află în afara acestuia. După ce s-a gândit mai bine, primarul din Bruges, Renat Landuit, a realizat că proiectul este chiar fezabil și că ar reduce semnificativ numărul transporturilor de bere din oraș. Aha, vestea i-a încântat din calea afară pe localnici și i-a inspirat să facă glume nesfârșite despre puncte ilegale de scurgere și conexiuni în locuințele oamenilor. Ăștia ar fi în stare, mă! Bugetul alocat construcției conductei este de 4 milioane de euro. Berarei nu cred că aceste costuri se vor amortiza în mai puțin de 20 de ani, însă pentru publicitate mișcarea este una inestimabilă, vorbim de Bruges, da? Vă imaginați? În noapte, când toată lumea doarme, orașul Bruges doarme, nu doarme, dar da? Oameni cu măști, cu cagule pe față, cu burghie, cu amortizor, burghie cu amortizor, bor mașină cu tăcere, căutând și cu detector de metal. Aici. Hai, șefule, dă o gaură. Păi, ăștia la noi se înțeapă la gaz. Reușesc să se înțepe la conductele de gaz în România, fără să sară în aer. Și își montează și își trag gaz în gospodării. Romii, țigani, am spus romi, nu robi, ca să nu se înțeleagă, da? Romii țigani se cuplează la rețelele de curent, de energie electrică, fără să crape. Păi imaginați-vă să aibă o conductă de bere care să treacă pe sub oraș. Cam cât de repede ar reuși oamenii din România
să-și tragă bere în casă. Și să facă și bani pe chestia asta, pentru că nu e așa, dacă ești și infractor, măcar să scoți un ban. Adică nu tragi bere numai pentru tine, o țăvușcă, eu te atâta, cât să-ți umpli și tu două pahare pe zi. Nu, frate, chem pe vecini ca să le vinzi. Asta în condițiile, iarăși, comparativ cu România, unde sunt zone care n-au apă curentă. Și vorbim de oraș, nu de aia din mediul rural, care iau apă de la fântânică. Tu vorbim de oraș unde nu este apă curentă. Da? Ei, ăștia din Bruj, evident, vorbim de Belgia, trag o conductă de bere. La cât am ajuns? Mai am 20? Evident. Băi, zic că te uiți la ceas. Ești bolnav. Da, îmi curge nasul. Nu, acolo, aici. A, nu e adevărat. Mi-a zis că-s bolnav. Nu! Vocele îmi zic că-s sănătos. România ar putea avea servicii de internet mobil la viteze de 1 giga pe secundă pentru descărcarea datelor. Bă, abia ați oprit portalul cu site-urile care aveau niște link-uri către playere pe care se puteau vedea filme online. Acum ne dați la 1 giga pe secundă. Înainte nu puteați. Înainte să le închideți. Ăștia au închis 990.ro. Nu că i-aș duce dorul, că începuse să fie fantastic de comercial 990.ro. Nu puteți să dai click nicăieri pe site-ul ăla că ți apăreau 700 de pop-up-uri. A, neamțule, dar de ce n-ai folosit un ad blocker? Da, am ajuns la partea tehnică. Când ți se deschid 800 de ferestre, înseamnă că să-ți instalezi un program care să nu le dea voie să se deschidă. Se numește un ad blocker. Aveam adblocker instalat, da? Aveam adblocker instalat. La un moment dat nu mai puteai să vezi filme dacă aveai adblocker instalat pe 990. Trebuia să vezi toate reclamele alea ale lor. Deci devenise cumva insuportabilă chestia. Așteaptă 15 secunde, așteaptă 20 de secunde, dă click aici, închide-l pe ăsta. Bă, nu mă deranjează reclamele, că e normal să dau click, reclama să ruleze, cei care mi oferă un serviciu să câștige un ban. Dar faceți dracu o selecție, reclamele alea să nu mai fie audio măcar. Adică că e nașpa în timpul filmului să aud că rulează cumva o reclamă audio pe sub film. Faceți o chestie, atât. Și-au închis 990.ro, aia dură la bască, da? Pentru că ei practic nu aveau niciun film la ei pe site, aveau numai link-uri către alte site-uri care au filme, vorbiți cu ăia. Eu nu fac decât să distribui un link. Și acum vine chestia asta cu România, care ar putea avea servicii de internet mobil la viteze de 1 giga pe secundă pentru descărcarea datelor. Nu, acolo muriți-mă. Nu pirat. Nu piratez. Merg la cinema cât de des pot. Dar dacă filmele sunt online, de ce să nu le vezi? Sunt online, sunt acolo. Da, ok, site-ul respectiv ar trebui să plătească o taxă, normal, că și ăia trebuie să trăiască din ceva. Încasezi publicitate, foarte bine. A, bă, o taxă modică, nu-l omori pe ăla cu site-ul. Să plătească o taxă modică, o parte din încasări, ceva, dar cum faci chestia asta? Pe de altă parte, nu poți să pui restricție la net. Că n-ai cum. Internetul e liber, bre. Singura zonă în care poți să te exprimi cum vrei tu. E cu skepsis. România ar putea avea servicii de internet mobil, că asta e ultima noastră problemă acum. Salariile sunt mari, pensiile sunt mari, asigurările de sănătate funcționează perfect. Adică dacă ești bolnav, te duci la casa de asigurări de sănătate, la CAS, da? Și ăia îți stau servili la dispoziție. Dacă ai o problemă, vrei un pașaport, nu trebuie să stai 12 ore la coadă. Veți vedea o știre astăzi foarte interesantă, că Cioloș vrea să aducă pașaportul contra cost, evident, la domiciliu, ca să nu mai fi nevoit să stai la coadă. Spuneți-le asta celor care stau la Piatra Neamț câte 12 ore la coadă. Și că și la Roman la fel. Povestea o persoană venită din nu știu ce țară europeană, că oamenii se duc de la 10 seara ca să prindă loc pentru 9 dimineața. Unde? La Roman. Da? Când se fac și la Roman pașapoarte. Nu avem alte probleme. Asta e importantă. România ar putea avea servicii de internet mobil cu viteze de până la 1 giga pe secundă.
pentru descărcarea datelor și 150 de mega pentru încărcarea datelor. În 4 ani, nu a datelor. Până atunci s-ar putea să se întâmple miracolul ăsta, a spus în cadrul unei conferințe Ștefan Slavnicu, Chief Technology Officer al Orange România. Ia ca și reclama. Da? Foarte bine, bre, un giga pe secundă, da, măcar de-ar veni un giga pe secundă, ca să moară americanii, mă! Să moară americanii! Mai țineți minte ce a zis americanul ăla idiot? În 2016, un cetățean din Statele Unite are viteză la internet mai mică decât oamenii din București. Așa ceva este inadmisibil și trebuie să se schimbe. Omul n-a precizat exact ce anume trebuie să se schimbe. Faptul că au ei viteză mică la net sau că avem noi viteză mare la net. Dar dacă e să ne luăm după toate porcările pe care ne impune Uniunea Europeană, dacă ăia de la Berlin vor spune România trebuie să scadă viteza la net ca să ne aliniem la Uniunea Europeană, vom avea și noi 15 kg pe secundă. Ca în alte țări. Și internetul pe baza unei cartele, e așa, unui SIM, da? Ca în alte țări. Unde dai click, te duci, mănânci, mori, îți scrii testamentul și lași moștenire copiilor tot ce ai și se încarcă pagina. Deci să nu ne plângem din punctul ăsta de vedere. Ca internet stăm foarte bine. Stăm foarte bine și numai așa ca să, și o să stăm și mai bine. În 4 ani ca să moară de ciudă americanii. Că le luăm biții. Ei ne-au dat biți by Dre, noi le luăm biții de pe net, cu totul. Ia uite, frate, vorbim de Walt de astăzi. Ca să poată ocupa funcția de vice al comunei Colonești în județul Olt, un ales local din partea PSD a divorțat de soție, care este secretar al primăriei, evitând altfel situația de incompatibilitate. Nu știu exact ce a vrut omul ăsta, că chiar am pușcat două păsări, a omorât două păsări cu aceeași piatră, da? Una a devenit viceprimar, doi a scăpat de nevastă. Tot ce au de făcut, e fost să divorțeze. Actualul viceprimar al comunei Colonești, Constantin Dan Burducel, a candidat pentru un post de consilier local pe lista Partidului Social Democrat. Înainte de alegerile locale din 5 iunie, lui se propusese însă ca, în măsura în care PSD-ul ar fi câștigat majoritatea în noul consiliu al comunei, să fie propus pentru funcția de viceprimar al localității. Pentru asta a trebuit însă să divorțeze de soția lui, în condițiile în care ea ocupă de mai mulți ani postul de secretar al comunei, astfel că între soțul viceprimar și soție ar fi intervenit situația de incompatibilitate. Păi dacă au divorțat, erau incompatibili deja, unul cu altul. Politicianul a ales calea divorțului. Acesta a fost declarat la solicitarea celor doi soți de un notar care ulterior a notificat primăria Colonești de despărțire. Secretarul unei localități nu poate fi rudă de gradul 1 cu oamenii din funcții precum cele de primar sau viceprimar. Deci da, divorțul este pe bune. Vă imaginați că platforma programa PSD-ului se bazează pe morala creștină și pe familie ca celulă de bază a societății? Adică nu cred că există politician care să nu spună că el ține la familie. Este, domnule, familie, apar în fotografii cu toată familia, toți sunt zâmbitori, nevasta, copiii, soacra undeva în spate, da, ascunsă și ținută de bodyguards cu un sac în cap. Toți sunt acolo în poze și familia este pentru mine pe primul loc. În mare parte veți vedea că platformele, declarațiile politicienilor, candidaților, conțin cumva și chestia asta. Familia este foarte importantă pentru mine. Până când? Până când trebuie să fii viceprimar. În momentul în care familia, auzi, cine ești tu? Păi sunt nevastă ta. Da, dar ești și secretar în primărie, nu? Da, ghinion. Cum nu-ți poți da tu demisia din poziția aia, că ar fi putut să întâmple și chestia asta. Bă, nevastă, dă-ți demisia. Adică, mă, să rămânem împreună, eu voi fi viceprimar, o să scoatem noi bani, nu fac griji. Dar nu, dar postul de secretar în primărie nu-l are orice prost, da? Așa că femeia și-a păstrat postul, ăsta a devenit viceprimar, dar nu mai sunt o familie. Lucru cel mai... renunți la cei mai puțin important. Nu? În general. Dar om, eu vă zic secretul, cred că omul ăsta a găsit el varianta să-și vadă visul cu ochii, să fie viceprimar,
Și să scape de nevastă, bre! El ar fi scăpat și înainte, dar n-avea motiv. Acum a zis, bă, știi ceva, trebuie să fiu vice, da? Și nu poți tu să fii secretar ră și eu vice. Păi te-am dat demisia. Nu, nu-ți da demisia. Doamne feri, te rog, rămâi secret. Mai degrabă divorțăm. Mai degrabă divorțăm. Las că se ia oricum peste 4 ani, că nu mai ajunge, nu mai o să fie ăsta în primărie. Insulele Feroe au montat insulele, locuitorii insulelor Feroe au montat camere 360 pe oile lor. Vorbim de ce-i trebuie chelului, tichie de mărgăritar, dar nu există alte probleme importante nicăieri decât oile să aibă 360 de grade. Ăsta fiind nou tip de video pe care îl puteți vedea și inclusiv pe Facebook. Există chiar aplicații pentru telefoanele mobile care vă permit să faceți fotografii 360. Da? Pentru că Google Maps nu popularizează insulele Feroe prin aplicația Street View, locuitorii au decis să-și promoveze insula într-un mod inedit, au inventat proiectul Ship View 360. Oamenii au montat pe spatele mai multor ovine camere cu filmare de 360 de grade. 18 insule din nordul Oceanului Atlantic compun insulele Feroe. Specialiștii de la Google Street View nu au ajuns însă până acolo ca să cartografieze drumurile și podurile de pe arhipelag. Așa că băștinoșii au decis să-și cartografieze singuri insula. Proiectul locuitorilor din insulă se numește Ship View 360, spun cei de la Washington Post. Echipa de autohtoni care cartografiază insulele Feroe a primit ajutor de la un cioban. Pentru ca proiectul să poată fi demarat, indigenii doritori să-și promoveze arhipelagul au construit un ham special pe care a fost montată camera 360. Aici sunt insulele Feroe și vrem să facem lucrurile în stilul nostru, a spus pentru The Guardian Dorita Dahl Anderson, care lucrează pentru promovarea turismului. Bă, frate, câtă vreme le merge? Insula are o populație de 80.000 de oi și 49.188 de oameni. Camerele au produs și videouri 360 prin care oamenii pot explora insula. Puteți căuta pe YouTube fără probleme folosind hashtagul We Want Google Street View mai multe clipuri făcute de oi. De oi! Da, alea care bat din copite la plecare și spun dubla 1, dubla 2. Cel mai probabil de originea numelui Feroe provine de la vechiul cuvânt norvegian far, care înseamnă, desigur, oaie. Dragilor și dragilor, ce să vă mai zic? Că vă mulțumesc pentru atenție și că rămâne să ne vedem mâine, să vedem dacă nu am murit până mâine. Haide, bre, închide-te! Da? Dacă o mai trăi până mâine, să ne vedem la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, puneți-vă oile la treabă, pentru că viața noastră se derulează în mediul online. Intrați, bre, pe YouTube, că acolo avem toată arhiva, pe Roman 24 online, căutați logo-ul galben, dați acolo like, subscribe, eu știu ce mai trebuie, că dacă voi dați un click, pe noi ne ajută foarte mult. Intrați pe pagina noastră de Facebook, Roman 24 online, dați și acolo un like, pentru că dacă voi dați un click, pe noi ne ajută foarte mult. Ce să vă mai zic? De bine! De bine, de bine, de foarte bine. Vă mulțumesc pentru atenție, pe mâine. Hai, sănătate!